Ναι, στα λαφόνο σου απαιτώ. Δαβίτ, το πες στην στρίλα, τσερτσετάς. Δαβίτ. Scopul evenimentului este să învățăm oamenii din Dej să folosească cât mai activ parcul. În general, în Dej oamenii folosesc doar aleile și locurile de joacă pentru copii și atunci vrem să arătăm că tot spațiul dintr-un parc poate fi folosit. Vă gândiți să dezvoltați ideea asta sau rămâne doar atât, doar o singură ediție? Evenimentul este deja la a doua ediție. Prima ediție a fost mai mică, ne-a sabotat ploaia, din păcate, pentru că era noiembrie. Dar sperăm să facem cât mai multe ediții, sperăm să prindă la public și să găsim tot mai mulți oameni în parc. Și ce așteptări aveți voi, organizatorii de la eveniment? Noi sperăm doar să fie cât mai multă lume și ca toată lumea să se simtă bine, să se bucure de atmosferă, să vină să cânte la fol cu noi sau să se relaxeze într-un hamac, poate să citească o carte. Sperăm doar să iasă totul foarte bine. Am pregătit diferite activități cercetășești, cum ar fi, am făcut în primul rând un scout point, unde o să fie informații despre cercetășie și o să poată și înscrie dacă vor. Am făcut, aici e scout point-ul, am făcut o zonă cu jocuri de societate, o zonă cu slackline-uri, o zonă de hamace și avem și două concursuri, un concurs de biciclete cu premii de la Trespass și o probă cu obstacole pentru copiii mai micuți un pic cu premii de la Gențiană. Scopul principal al acțiunii este de a educa tinerii să folosească parcul într-un mod activ, nu doar să plimbe prin el. Și să le arătăm că se pot face o grămadă de activități în parc. Încercați să cădeți pe vârfuri, corpul să fie un pic în față și vă lăsați genunchii.